Astăzi creștinii din toată țara sărbătoresc alături de înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Mitropolitul Ardealului împlinește astăzi frumoasa vârstă de 69 de ani. Înalt preasfințitul s-a născut la 12 octombrie 1947 în localitatea Sâmbăta de Sus, în apropierea mănăstirii Brâncoveanu. A rămas orfan de tatăl la 13 ani. După absolvirea liceului teoretic Negru Vodă din Făgăraș, a urmat între anii 1965 și 1969 cursurile Facultății de Teologie din Sibiu. Licențiat în teologie în anul 1969, s-a căsătorit în același an cu Eugenia Stanciu, absolventă a școlii sanitare din Sibiu, fiind hirotonit preot pe seama parohiei Lisa din protopopiatul Făgăraș. Între 1970 și 1973 a urmat cursurile de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar din București, secția practică. În anul 1982 obține o bursă de studii și pleacă la Bosei, în Elveția, continuând apoi studiile la Freiburg. Întors în țară, obține doctoratul în teologie, rămânând văduv în 1992 și călugărit la mănăstirea Sâmbăta, în 4 iulie 1996 este ales episcop al Caransebeșului, unde este instalat în 11 august 1996. De acolo, după aproape 10 ani, este chemat înapoi la Sibiu, de data aceasta ca să slujească în scaunul mitropolitan al acestei istorice arhidieceze ardelene. În duminica de 13 noiembrie 2005 a avut loc instalarea înalt preasfințitului Laurențiu Streza ca arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului.